10% și reducerea progresivă a cotei de impozitare la 12 și respectiv 8% pentru salariile mici. De asemenea, UNPR urmărește scutirea în anul 2014, scutirea de impozitare a profitului reinvestit. Suportarea de către stat a jumătate din costurile salariale dacă întreprinderile creează cel puțin 20 de locuri de muncă noi. UNPR susține reducerea CASE la angajatori. De asemenea, UNPR susține stimularea dezvoltării producției industriale și IMM-urilor prin scheme de garanții și ajutoare de stat. Sprijinirea agricultorilor în acest an cu 2,1 miliarde de lei. Majorarea salariului minim cu 12,5%. Creșterea pensiilor cu 3,76%. Creșterea venitului minim garantat cu 4,5%. Creșterea salariilor medicilor rezidenți și a profesorilor debutanți, tocmai pentru a încerca să stăvilească migrația creierelor către Occident. Reducerea ratei lunare la credite bancare cu jumătate din rata lunară pentru cei cu salarii sub medie. Creșterea absorbției fondurilor europene. La nivelul organizației județene Dolj, pentru anul care vine până la următoarea reuniune, ne propunem următoarele. În primul rând, constituirea de organizații în localitățile în care nu avem organizații sau aceștia nu mai sunt active și sunt în această situație 18 localități din județul Dolj. Răspund responsabilii de colegi. 2. Dezvoltarea și consolidarea organizațiilor existente astfel încât acestea să devină puternice și capabile de a convinge cetățenii că UNPR reprezintă o alternativă viabilă la modernizarea și progresul României. 3. Mobilizarea electoratului pentru alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale, astfel încât UNPR să obțină un procentaj electoral ridicat. Ne propunem ca împreună cu partenerii noștri de coaliție să obținem, am zis noi, cel puțin 60% din numărul de voturi. 4. Identificarea specialiștilor în organizația UNPR Dolj și atragerea de specialiști cunoscuți în rândurile partidului pentru a putea oferi expertiză de specialitate în instituțiile deconcentrate de la nivelul județului Dolj. Adică, dacă numim în instituțiile deconcentrate personal, acesta să fie competent. Altfel, ne vedem de treaba noastră. UNPR este fidelă interesului național și consideră că trebuie să priveze competența în toate structurile statului în fața intereselor de partid sau ale grupurilor de interese. 5. Identificarea nevoilor și dorințelor cetățenilor și comunicarea acestora către biroul politic permanent județean pentru cuprinderea lor în strategia pe termen mediu și scurt și identificarea de soluții concrete pentru a veni în sprijinul acestora. 6. Îmbunătățirea comunicării între organizațiile locale și consilierii județeni și semnalarea problemelor cu care se confruntă comunitățile locale pentru a fi susținute și soluționate în Consiliul Județean. 7. Organizarea de întâlniri periodice între responsabilii de colegii și birourile politice permanente locale pentru a se cunoaște permanent starea organizațiilor locale și problemele cu care se confruntă. 8. Organizarea de întâlniri periodice între consilierii județeni și birourile politice permanente locale pentru identificarea de soluții comune la solicitările comunităților locale. 9. Sprijinirea comunităților locale în întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene în vederea dezvoltării și modernizării mediului rural în exercițiul financiar 2014-2020. Și 10. Colaborarea activă cu partenerii de coaliție
în consiliile locale și identificarea de soluții pentru promovarea oricăror inițiative care conduc la dezvoltarea și modernizarea comunităților locale. Acestea sunt doar o parte din prioritățile pe care noi ni le-am propus pentru anul 2020. Yeah.